Eu vă mulțumesc dacă țineți cont de apelul meu. Vă doresc succes, decizii înțelepte și soluții bune pentru ca prestigiul justiției să nu mai continue să fie afectat. Domnul președinte, vă mulțumesc mult, vă doresc o zi bună și vă asigur, doamnă, că nu mă duc la televizor să mă explic, vin în cadrul instituțional, dumneavoastră puteți să mă explicați. Deci aveți răbdare să ascultați noi, dacă prezidați acel președință, aveți răbdare să ascultați punctul nostru de vedere, doamnă, aveți cu punct de vedere predeterminat asupra mișcării magistrată. Aveți cel puțin aparența creației că ne-a ascultat și de noi. Doamnă, păi vă ascult la televizor, cum apareți la televizor, mă uit la dumneavoastră ca la Dumnezeu. Deci eu fac parte din Marea Muntă. În mod excepțional am fost scurs din moaca noastră, din existența noastră profesională. Domnule, n-aș vrea să intru cu dumneavoastră niciun fel de discută. Am venit în baza dreptului constituțional de a fi la CSM. V-am exprimat niște puncte de vedere. Dumneavoastră faceți ce vreți. Dreptul are corelativ o obligație și vă rugăm în virtutea acestei obligații să ascultați și pătul nostru. Doamnă, l-am ascultat, îl știu. Dar ascultăm un cadru organizat cu încadrarea juridică în drept. Dumneavoastră deja ați calificat acțiunea noastră ilegală. Este. Ea este foarte legală. Puterea judecătorească direct din Constituție își trage obligația de a-și apăra independența. Nu trebuie să ne-o dați dumneavoastră nici legislativ. Ea este în mod direct câștigată constituțional. Doamna judecător, v-am respectat. Și eu vă respect foarte mult. Așa că vă invit. Domnul președinte și stimați colegi, eu credeam că vin astăzi la o ședință a CSM-ului. Sincer, credeam că vin la o ședință a CSM-ului, unde sunt puncte extrem de importante din ordinea de zi. Și uitându-mă în Constituție, în care încă mai cred, văd că la articolul 133 alineatul 6 se spune președintele României prezidează lucrările CSM-ului la care participă. Ce dreptul dumneavoastră? Ați venit de câteva ori? Se pare însă, domnul președinte, și vă rog să nu vă supărați, că n-ați căpătat încă îndemânarea de a conduce o ședință a CSM-ului. De vreme ce noi, aici scrie lucrări ale Consiliului. Lucrările sunt cele unde avem ordine de zi și unde dezbatem probleme. Dumneavoastră, de fapt, ați venit astăzi aici la noi să-i transmiteți un mesaj. Da. Mesajul acesta este prevăzut de articolul 88 din Constituție. Pentru Parlament. Pentru Parlament, domnul președinte. Suntem într-o situație foarte gravă în justiție, cu toată condescendența. Nu așa se rezolvă problema, domnul președinte. Eu credeam că ne vom întruni, că vom asculta pe toată lumea, eventual ne vom retrage, vom vedea care sunt soluțiile. Chestiunea legată, că n-aș fi spus-o, chestiunea legată de interimatul în alta curte, îmi permit să amintesc două probleme, domnule președinte. În primul rând, Constituția vorbește numirea, promovarea, sancționarea judecătorilor este de competența exclusivă a CSM-ului. M-aș fi așteptat din partea clasei politice să inițieze un proiect de lege pentru că este, în opinia noastră, neconstituțională dispoziția prin care funcțiile de conducere de la înalta curte sunt numite de către președinte.